Viața 3.0. Mulțumesc foarte mult, Vlad. E dificil să vorbesc doar câteva minute despre o astfel de carte, pentru că e cu siguranță cea mai bine, nici nu există foarte multe cărți pe tema asta deocamdată traduse în limba română. O carte care de altfel e citată aici și care a apărut deja cu superinteligența lui Nick Boston, care a apărut acum vreo 2-3 ani în traducerea mea. Și pe care vă recomand de asemenea. Așa că am să încerc să fiu cât de sintetic și să spun ce anume mi s-a părut remarcabil la cartea. Bun, ideea este în felul următor. Că există inteligența artificială, că inteligența artificială evoluează într-un ritm mult mai alert decât ne-am fi imaginat poate acum 10-20 de ani, când spuneam clar, este deja o certitudine. Întrebarea ar fi, de ce ne interesează din punct de vedere filozofic atât de mult acest fenomen al extinderii inteligenței artificiale? Pentru că, în fond, la prima vedere, ar putea să pare că nu avem neapărat motive de, hai să spunem, masivă îngrijorare. În fond, sunt niște tehnologii, iar Homo sapiens a fost întotdeauna o ființă tehnologică. În esență, schema e destul de simplă. Sapiens a creat tehnologii, tehnologiile acestea au transformat mediul și pe sine, generând transformări care au necesitat noi tehnologii și așa mai departe într-o cuplă recursivă. Ideea este că inteligența artificială nu mai este orice fel de tehnologie, ci este o tehnologie care, din păcate sau din fericire, rămâne să vedem, va schimba brutal, violent și agresiv regulile jocului. În cartea asta foarte spectaculoasă, care abordează foarte multe aspecte, după cum ai zis bine Vlad mai devreme, de ordin politic, economic, social, filozofic și așa mai departe, tehnic, există o frază care eu cred că este fundamentală, apare la pagina 107 în carte și o să-mi permită să o citez, are un rând jumate. Tecmar spune așa, pe măsură ce tehnologia devine tot mai puternică, trebuie să ne bazăm mai puțin pe strategia de a învăța din greșeli. Cu alte cuvinte, trebuie să devenim mai degrabă proactiv decât retroactiv. E o frază crucială pentru că până acum am mers pe această strategie fundamentală. Am produs transformări, am văzut ce se întâmplă și am încercat să ne adaptăm. Ei bine, asta nu va mai fi posibil, pentru simplu motiv că inteligența artificială ar putea să schimbe sau să închidă complet la un moment dat condițiile de viață umană pe Pământ. În esență, inteligența artificială, la ora altă cu biotehnologiile, cu tehnologiile genetice și așa mai departe, pot face un lucru absolut abisal și, dacă vreți, cutremurător până la urmă. Pot disloca permanent și pentru totdeauna ființa umană. Cultura, cel puțin cea europeană, a fost în mare măsură antropocentrică și a presupus în mare măsură că există o natură umană imuabilă, o natură umană care se păstrează cumva în, hai să spunem, sub, ca un substrat așa, dincolo de transformările tehnologice, sociale și politice. Ei bine, avem în momentul ăsta tehnologia să modificăm odată pentru totdeauna natura umană. Omul are în mâini tehnologia care va crea ființe supraumane, hiperumane, postumane, transumane, folosite predict vreți, ideea este aceeași. Și am să spun foarte rapid că, din punctul meu de vedere, există doar trei căi de a te raporta la acest fenomen al depășirii omului, dacă vreți. O reacție este ceea ce am numit reacția neo-umanistă, conform căreia ceea ce se întâmplă e prea mult și trebuie să revenim la o, hai să spunem, la o raportare mai conservatoare și mai grijulie a conservării umanului așa cum îl cunoaște. Pur și simplu ar trebui să ne abținem. Există o reacție postumană care vine, hai să spunem, pe filieră culturală, e ceea ce Tecmar numește viața 2.2 sau 2.1, la un moment dat în carte, care e conștientă că nu vom putea conserva o natură umană imuabilă, dar că va trebui cumva, cum spunea la un moment dat foarte frumos Radu Vant într-un text de-al lui, va trebui cumva să păstrăm în postuman ceea ce umanul a adus cu sine. Acele valori pe care ne-au adus până aici, empatia, înțelegerea, dragostea și așa mai departe.
Există și poziția transumană sau transumanistă, care pleacă de la ideea că tehnologiile pot, în principiu, dacă sunt folosite cu într-un mod judicios și într-un mod inteligent și prevăzător, să deschidă noi umanități un paradis, dacă vreți, la propriu. Denmark e un tip moderat, undeva între, hai să spunem, pozițiile post- și transumaniste. Și pariul lui cel mare e, cred, tocmai această depășire controlată și această, hai să spunem, simbioză controlată pe care o urmărim cu inteligența artificială. Pentru că îmi imaginez că toată lumea așteaptă să o duc în ce preferesc, am să-i dau microfonul. Eu cred că am surprins mai bine decât mă așteptam. Decât mă așteptam de la mine, eu, ceea ce a vrut să spună cartea lui Tegman. Realitatea nu e ceea ce pare Cristi, dar ea, să știi, pare să fie ceea ce nu este. Nu mai o să spun.